Eu propun să purtăm un dialog de aici încolo și să-l provocăm la amănunte pe Sergiu Nicolescu. Aș vrea totuși, înainte de asta, să rememorăm puțin traseul cultural-spiritual al lui Sergiu Nicolescu. Să nu uităm că el a preluat revista Argeș după perioada Gheorghe Tomozei, într-un context social-politic agravant, să zicem așa, eufemistic, dar a reușit să păstreze totuși statutul revistei, ca dovadă că și el a observat bine acolo, unde nu s-au înființat în 64-66, în centrele mari culturale din țară, nu s-au înființat reviste, cum a fost Ploieștiul, Galațul și altele, nu s-a format o tradiție, asta ca să fac o paranteză, și efectiv, astăzi, după 89, când se găsesc tot felul de sponsori, revistele care s-au înființat sunt reviste de, să spunem așa, tot eufemistic, de mică anvergură. Nu au niciun eco național. Ei, revenind, Sergiu Nicolescu a reușit să ducă aproape două decenii, până la 89, revista aceasta, pe o linie, să spunem așa, medie, de rezistență culturală, mă rog, cu compromisurile care erau necesare, care i s-au reproșat, inclusiv către mine, în momentul, mă rog, de impact, dar a reușit să păstreze, spuneam, tradiția revistei Argeș. Apoi, după Revoluție, s-a, între timp, să mai amintesc și acest detaliu, și-a dat și doctoratul în filologie, cu o temă de istorie literară, pe tema solarității în poezie. Și după 89, apoi se reorientează către jurnalism, la nou înființată Facultate de Jurnalism din Universitatea noastră, unde la un moment dat deține și funcția de șef de catedră, apoi prodecan, și unde formează o serie de jurnaliști care, iată ca dovadă că două doctorande de ale mele, care au fost studente, sunt în sală, e o dovadă, deci, că a reușit să-i atragă pe studenți și să-i formeze în sensul unui jurnalist de calitate. Și aici trebuie să menționez că a scos o serie de cărți pe teme de specialitate strict jurnalistică. Are o mulțime de cărți pe care eu le-am descoperit târziu, tocmai pe această temă, nu, care se leagă strict de profesiunea de după 90 până la pensia care a venit la un moment dat, mă rog, din pricină de nouă legea învățământului. Atât am vrut să reamintesc din biografia spirituală culturală a lui Sergiu Nicolescu și aș vrea să încep eu dialogul cu o întrebare. Oare nu orice dicționar de cu oameni de cultură, cu oameni de literatură, trebuie să păstreze niște raporturi între valoarea scriitorului sau omului de cultură inclus în dicționar și spațiul care îi se acordă? Da, am fi o întrebare pentru tine. De ce ai pus întrebarea aceasta? Ca să-l promovăm. Nu, nu. Spune de ce. A avut o intenție, nu? Ca să... Nu, are un exemplu. Nu, am un exemplu pe care Sergiu Nicolescu l-are în față și... Da. Recentul dicționar scos de... Marian Stoica. Marian Stoica. Care nu respectă absolut nicio regulă filologică. Eu țin minte că atunci la dicționarul Zaciu, unde eram din toată țara, eram vreo 48 sau 49, chiar 50, de la proaspeți studenți, cum eram eu și alții, până la Nicolae Manoescu și Dumitru Micu, deci inclusiv ei au participat la câteva articole, mai puține ei, la dicționarul Zaciu, îmi amintesc că Aureș Sasu, care era principalul coordonator ajutorului și singurul care mai trăiește dintre cei trei, ajutorului Zaciu, ne-a trimis și un îndrumar, inclusiv cu un micro-chestionar care era absolut necesar de urmărit când scrii fișa de dicționar și spațiul
efectiv spațiu grafic care îi se acordă, mă rog, cu limite de jos și limite de sus. Puteai să scrii, să zicem, era între o pagină jumate despre, ca să dau un exemplu, despre Mihail Diaconescu și 5 pagini jumate, cât scrie Marian Stoica. Și în funcție de valoarea scriitorului, așa cum o simțeam eu, alegeam o pagină jumate, 3 sau 5 jumate, dacă merita. Deci, ăsta e subtextul întrebării. Dar da, cred că Sergio are altă convingere, sau da, convingere pe măsură. Nu, nu, problema se pune în felul următor, după ce îmi dă seama și în practic eu. Și anume, sigur că, să dau tot pe exemplu de până acum, despre Rebreanu, în afară de faptul că, deși sunt de la țară, vorba unui personaj al lui Aurel Baranga, așa, dar mie, romanul Ion, mie nu-mi place. Pentru că este excesiv de brutal, verist, așa cum au spus, a spus și Vladimir Străinu în perioada interbelică și așa mai departe. Adică, comportarea asta animalică a țăranilor, eu, care sunt de la țară, n-am întâlnit nicăieri. Se confirmă acum. Se confirmă acum, da? Atunci n-a fost, dar acum... A anticipat, da. A fost literatură de anticipație. Bun. E, totuși, fiind un monstru sacru, cum spuneam, al literaturii române, scriindu-se N plus 1 monografii despre Rebreanu, eu nu am pretenția că în anul de grație 2011 eu aș putea să mai spun foarte multe lucruri despre Rebreanu. Dacă găsesc, să zicem, un punct de vedere, mă rog, să sper că l-am și găsit, așa, sigur că de punctul ăla de vedere trebuie să trag până în pânzele albe. Dar cum, spre exemplu, Vladimir Străinu consideră romanul amândoi o capodoperă, cum Gorcea consideră Ciuleandra o capodoperă, așa, eu, sigur că mă compar eu, nu e vorba de Vladimir Străinu, dar și zice că Gorcea m-aș putea compara, nu? Că am respirat același aer pacific în zona asta. Așa. Nu știu dacă eu mi-aș permite să mai zic despre alt roman, în afară de cele, cum zice domnul Oprea, cele canonice, nu? Așa, să mai zic că altul este o capodoperă. Poate, mie mi-a plăcut foarte mult, fără nicio chestiune, mi-a plăcut romanul Gorila. Fiind un roman despre presă, despre oamenii din presă, despre relațiile lor, despre toate combinațiile și astea. Și cu modele recunoscute în Pamfil Șeicaru. Exact, în Pamfil Șeicaru și... Nu, nu. Despre care s-a spus, conține o mare cantitate de cenușe. Da, este o exprimare foarte frumoasă. Așa. Deci la Rebreanu, să zicem așa, un scriitor clasic, nu știu dacă aș mai avea prea multe de adăugat. În al doilea rând, sigur că trebuie să dau mai mare amploare scriitorilor contemporani. Pentru că, zic cel puțin teoretic, îi cunosc mai bine. Gata, fetelor, v-ați plictisit? Da? Bine, duceți-vă la muncă. Așa, pentru că îi cunosc, să zicem așa, mai bine. Despre unii am și scris mai bine, mai prost, asta e o chestiune de discutat. Așa, dar am și scris despre mulți dintre ei și multe informații le preiau de acolo. Nu e nevoie să le mai inventez acum sau să le coroborez în ziua de astăzi. Deci asta ar fi un criteriu. Al textului propriu-zis. Ai dat în textul pe care l-ai scris, l-ai publicat în revistă, exemplul lui Tomozei. Eu, când am și scris despre Tomozei, nu știu cât va ieși textul, că e foarte important și cum iese și la cules, după ce e cules, după ce e pregătit pentru tipar, foarte important și lucrul ăsta. Asta este situația. Dar, de exemplu, o spun și acum, și așa s-a întâmplat și în interiorul dicționarului, așa, am scris un text mai bogat la Miron Cordând decât la Tomozei.
pentru că Mirom Bordonu a fost mai aproape sufletului meu. Și eu am fost în niște relații cu totul speciale cu Mirom Bordonu. Și din acest motiv, plus că l-am urmărit, așa să zicem, în evoluția lui poetică. Evoluția, sau cum zice prietenul dumneavoastră Chisterecan, în stabilizare, parcă zicem, stabilizarea lui poetică. Asta e situația. Și e valabilă metoda asta pentru majoritatea scriitorilor care vor fi cuprinși în dicționar. Nu pot să uit, pentru că tot mi-a venit în minte, faptul că este în inuce, cum se spune, e o istorie a literaturii române. De la Neagoe Vasăra până astăzi, e o istorie a literaturii române. Cu succese, succese mai mari sau mai mici, cu tot felul de... unii au reușit să se integreze în circuit național, unii au fost traduși peste hotare, alții, sunt de-ai locului, să zicem, și au rămas la nivelul ăsta. Un alt exemplu care pentru mine este foarte, foarte ciudat, așa. Eu l-am urmărit îndeaproape pe Dumitru Meion. Trebuie să spun în anul de grație 2011 că mie nu mai place Dumitru Meion astăzi. Nu-l mai frizez, nu m-am, cum zicea Nikita despre Bacovia. Nu mai am antenele necesare să-l mai prizez. Mi se pare că a scris prea mult, că a exagerat, că, s-a revărsat și în traducerile alea, așa, și în roman, și în nu știu mai ce, și nu știu mai ce, și nu știu mai ce. Plus festivalul ăsta de poezie de la Curtea de Arte, care este un lucru remarcabil altfel. Parcă e prea cântarea României.